Pe să nu ne oprească poliția. Doctor, revenim să te luăm. Dacă nu ne arestează. Întocăm legea pentru tine. Merită. Merită. Un doctor avem de biciclete. Doctore! Băi! Ce prost! Ce faci, doctore? Hola, Spania! Hola! Bine te-am găsit! Mamă, vedetele sunt așteptate cu televiziunea, ce doar Elvis și cu Hagi am avut așa primire. Exact! Bine ai venit, doctore! Hai să vedem acum ce mâncăm. Așa urmă cu tot. Luăm de la aeroport și acum îl ducem să-l plimbăm. Doctor, bike! E Spania! Doctor, bike în Spania! Ai emigrat? Mi se stricase bicicleta și am zis doctorul să vină să repare un pic repede. Asta înseamnă, mă, serviciul la domiciliu. Exact. Nici măcar nu trebuie să plătesc transport? Nu. Dacă și voi doriți să beneficiați de aceste servicii, citați pe www. Doctor Bike, un gro. Andrei. Floricele pe câmpii. Hai să coborâm, copii. Găsești drumul pe trailul ăsta în jos, încolo, vedem ce e? Dar de ce m-ai pus pe mine pe off-road, dacă mă n-ai să conduceți voi după aia? Bine, hai pe acolo. Hai, mă, faceți schimb de bicete. Hai. La ușa asta? Pentru cine era? Hai, captain slow, hai. Pentru cine l-a făcut așa asta? Nu știu, o să vezi acum. E bună, e bună. Hai să vedem. Okay. Ne despărțim de Madi. Da, o să iasă soarele frumos. Ce bicle e, doctore? Te-ai mai gândit? Da. Hai, zi. Hai. Pa, Madi. Ești sigur? Da. Cine se zbire noi de? Da. Să-i vezi zilele astea. Acum e cam întunecat. Să vedem priveliște. Îi dăm în spate și mergem pe coamă. Hai să filmăm un pic. Să vedem cum arată. Ha. 5% baterie. Ultima bucată. Hai. Să cadă. Hai. Am ajuns un pic și în oraș. Hai, doctore, după tine. Pe aici, pe aici. Mă, pe aici. Te-am prins. Doctorul e prea mare palatul, n-am loc să-l prind în cadru. Doctore, concluzionăm episodul numărul 1 al vizitei tale în Spania și concluzia este că... Respectul pe care îl primesc bicicliștii aici este... de negat. Ceva ce n-am mai întâlnit până acum.
Stai un pic, că mai avem timp în două săptămâni să te răzgândești. Conversie profesională. Să vadă dacă nu merge cu bicicletele de la bucătărie.